Fie matricea A mare egală cu 1, 2, 3, 6 și matricea B mare egal cu x, y, z, 1 aparținând lui M2 de z. Deci asta ce înseamnă? Că x, y și z sunt numere întregi, da? Astfel încât A ori B diferit de matricea nulă. Hai să facem A ori B, să vedem cât este A ori B. Egal cu 1, 2, 3, 6 ori x, y, z, 1 egal cu x plus 2z, y plus 2, 3x plus 6z și 3y plus 6. Da? Și asta să fie diferită de matricea 0, 0, 0, 0. Adică cel puțin unul din ăștia să fie diferit de 0. Și B ori A, hai să facem și B ori A, să-ți dea matricea nulă. Deci B ori A înseamnă x, y, vedem după aceea z1 ori 1, 2, 3, 6. Adică vine x plus 3y, 2x plus 6y, z plus 3 și 2z plus 6, da? Și ăsta trebuie să-ți dea matricea nulă. Bun. Păi ce înseamnă de aici? Păi odată din minunea asta rezultă sistemul. X plus 3y egal cu 0. Ăsta e 2 pe lângă x plus 3y, deci tot asta. Z plus 3, iată, egal cu 0. Și mai am 2 pe lângă z plus 3, evident că e tot 0. Deci iată că rezultă odată z egal cu minus 3. Și de aici x egal cu minus 3y. Nu scot pe y în funcție de x, pentru că știu că ăștia trebuie să fie întregi. Și atunci, iată, soluțiile vor fi y egal cu un lambda, x egal cu minus 3 lambda, z egal cu minus 3 pentru lambda real, pentru lambda întreg, scuze, că y este întreg, da? Și de aici, normal, sunt toți întregi. Dar acum, hai să facem A ori B-ul pentru aceste valori. A ori B-ul va fi x plus 2z, adică minus 3 lambda minus 6, y plus 2, adică lambda plus 2, 3x plus 6z înseamnă 3 pe lângă x plus 2z, adică 3 pe lângă ăsta, minus 3 lambda minus 6, și ăsta e 3 pe lângă y plus 2, adică 3 pe lângă lambda plus 2, da? Și ăsta trebuie să fie diferit de matricea nulă. Deci asta ce înseamnă? Va rezulta de aici că ori ăsta minus a, ăsta a, scuze, și ăsta este minus 3 pe lângă lambda plus 2, da? Deci va rezulta că lambda plus 2 trebuie să fie diferit de 0. Dacă lambda plus 2 e 0, ăsta e 0, ăsta e 0, ăsta e 0, ăsta e același ca mai sus, este 0 și ar fi matricea nulă. Deci rezultă că lambda trebuie să fie diferit de minus 2, da? Deci iată că soluțiile noastre sunt astea. Asta să vedem aici. Fie astfel însă se determină mulțimea a pe care o poate lua pe care a suma elementelor matricei B. A. Deci trebuie să facem suma elementelor matricei B, adică cine? X plus Y plus Z plus 1. Suma elementelor de aici. Dar X-ul este cine? Minus 3 lambda plus lambda minus 3 plus 1. Deci minus 2 lambda minus 2. Corect? Bun. Și ce să fac acum? Mulțimea valorilor pentru care poate să o ia. A. Deci, ideea este că dacă lambda este egal cu minus 2, suma noastră va fi egală cu cât? Minus 2 ori minus 2, 4, minus 2, 2. Prin urmare, observați, asta pot să o scriu așa. Minus 2 pe lângă lambda plus 1, cum lambda este întreg, deci s este număr par. Da? Sunt toate numerele pare. Nu contează că e 2 ori minus lambda minus 1, e același lucru. Deci sunt toate numerele pare. Toate numerele pare, mai puțin 2. Ăsta care era pentru lambda egal cu minus 2. Da? Toate numerele pare, mai puțin 2. Uite, este ăsta. Observați de ce? Că e 2K toate numerele pare, pentru K mai puțin 1, care ce înseamnă? 2. Exact ceea ce aveam noi de arătat. Da? Deci A mic.